Învățați-vă de la Părintele Gerasim, îl chema Părintele Gerasim Cârjă, era de loc din Filioara, unde este alt mănăstirea Agapia. Și el s-a făcut călugări mare în mănăstirea Neamț, înainte de 1900. Când a murit în 1955, avea deja vreo 90 de ani. Extraordinar, l-am văzut pe Părintele Gerasim cum se pregătea pentru moarte. M-am dus și eu, eram tânăr, eram copilandru. Mă duce cineva, el se dea îmbracat, cu mantii, cum poartă călugării, cu camilavcă pe cap, cu lumânarea aprinsă în mână și cu crucea lângă lumânare și nu vrea nici să-și pe pe panoara zamată așa. Dar ce faci, Părinte Gherasim? Și aștept că mă cheamă Domnul. Și săptămâni de zile nu m așa așa cât moțăiau o leacă, și cât gusta câte o fărâmă de pâine, și permanează și noaptea era în așteptare, Candela de la lumânarea de ceară, tot de mereu o schimba și era așa de fericit, Părintele Ierasim, un sfânt care a înviat în bucuria lui Hristos. Învățați taina învierii, taina bucuriei de la acest bătrân, dacă vă iți, și de la alții câțiva.